Nicolae al României a pornit pe urmele regelui Mihai I și a poposit și la Hunedoara, gazdă fiindu-i chiar primarul urbei, Dan Bobăuțanu. Excelență, Dan Bobăuțanu, primarul Hunedoarei, bine ați venit la primărie! Edilul i-a vorbit despre importanța Hunedoarei în istoria românilor, dar a dorit să afle detalii despre cele două proiecte extraordinare derulate de Nicolae al României. Nu știu câți iubitori ai legalității o să cunoașteți în Ardeal, iubitori cu putere de semnătură, ca să zic așa, eu sunt unul dintre ei, chiar dacă sunt social-democrat, deci de stânga, consider că nu ar fi lipsit de importanță, nu știu dacă se mai poate să ai un rege în România. Este greu, cine știe ce vă rezervă viitorul, Doamne ajută, până la urmă să vă iasă ceea ce vă doriți și vă felicit că ați avut ideea aceasta de a, împreună probabil, de a cunoaște o parte componentă din istoria națională, mai ales Transilvania, care are o parte deosebită. Nu știu dacă știți, sau probabil că știți, dar la Marea Unire din 1918 două partide au militat pentru unirea cu regatul. Unul este Partidul Național Român, viitorul Partid Național Țărănesc Creștin Democrat, și al doilea este Partidul Social Democrat, la vremea respectivă cu sediu în Budapesta. Un alt motiv important pentru care nepotul regelui Mihai s-a aflat în județ a fost acela de a derula o nouă etapă din proiectul intitulat Istoria Regalității în școli. Vorbim și despre ziua de astăzi, viitorul lor, și încerc să leg asta cu poate regina Maria Carla I, să au și ei un exemplu. De exemplu, ultimele întrebări de la mine sunt cine vrei să plece, cine vrei să rămână. Și unii vor să rămână, unii vor să plece și zic, păi, fiecare este greșit. Și toată lumea bine să fie șocat, dar fac legătură între această plecare și Carl Rente, că fără legăturile lui cu experții din străinătate, n-ar fi făcut ce a făcut. N-ar fi fost posibil. Absolut. Și avem nevoie de experiențe din străinătate să nu numai să facem o comparație, dar informație, know-how, experiență să fie introdus în sistemele din România. Nicolae al României a fost prezent în două dintre liceele orașului, Colegiul Național Iancu de Hunedoara și Colegiul Economic Emanuel Gojdu, pentru a derula o nouă etapă din proiectul inițiat chiar de el. Este vorba despre o inițiativă interactivă prin care copiii sunt ajutați să înțeleagă mai bine patrimoniul cultural lăsat moștenire de regii și reginele României, dar care urmărește să înțeleagă mai bine și provocările întâmpinate de noile generații într-o România aflată într-un continuu proces de schimbare. Cine a făcut asta?